soare. Când a făcut lumea noastră și când întunericul acoperea fața lungului, Dumnezeu a zis să fie lumină. Și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina este bună. Atunci noi să ne închidem casele și să alungăm lumina despre care Dumnezeu a zis că este bună, nu ne mai place pe razele soarelui să ne trezească prea dimineață și nu este nici la modă să noi perdere cât mai grele, asortate cu draperii pe măsură, dar ce ne costă toate acestea? Sănătatea fizică, mentală și cea a copiilor noștri. Dacă îndepărtați draperiile și perderele groase de la ferestre și dacă ți-ar permite soarele și lumini să pătrundă din belșug în camerele întunecoase, atunci s-ar observa o schimbare în mine. Aerul curat ne-ar înviora, iar soarele, care poartă vindecare în razele sale, ne-ar face bucuroși și sănătoși. Prețioasa lumină care ne decolorează cuvoarele va da culoare sănătoasă obrajilor copiilor noștri. Un proverb italian spune, unde nu intră soarele, intră totul. Studiile științifice au demonstrat că, deși expunerea la soare poate avea unele efecte negative, există riscul unor probleme de sănătate mult mai mari dacă nu ieșim la soare. Pentru organismul omenesc, razele soarelui au mai multe funcții importante, printre care se numără formarea vitaminei D, stimularea sistemului nervos și glandelor endocrine, reglarea ritmurilor biologice, stimularea imunității. Femeile însărcinate care își petrec timp în aer liber și la soare vor naște copii mult mai sănătoși. Este bine să fim conștienți de variația cantitativă a luminii solare de la un anotimp la altul. În timpul verii, când zilele sunt lungi, grija principală trebuie să fie aceea de a ne proteja de expunere excesivă, de a evita surile atât de neplăcute ca să nu mai vorbim de insolație. Pe de altă parte, în timpul iernii, când zilele sunt scurte și cerul e mai murat, puțini oameni ajung în mod spontan să-și asigure o expunere la razele soarelui. De aceea, pe durata anotimpului rece, trebuie acordată mai mare atenție plimbărilor în aer liber. Prea puțin își dau seama că au nevoie din belșug de lumina soarelui, de aer curat și de exercițiu fizic, pentru a se bucura de sănătate. Ne este milă de copiii care sunt ținuți în casă când soarele strălucește frumos pe cer. Îmbrăcați-vă pe aici pe fetiță în haine comode și adecvate. Apoi lăsați-i să iasă afară, să facă mișcare în aer liber și să trăiască sănătoși și fericiți. Fierul firav și paleta cerealelor care au încălzit în perioada rece de la începutul primăverii capătă o culoare intensă de verde după numai câteva zile de expunere la razele soarelui. Ieșiți la lumină și la căldura soarelui mai sus și simțiți împreună cu natura puterea lumii fiorătoare. Fie ca soarele necrionirii să ne lumineze viața, să distrugă microbii păcatului din viața noastră și până la următoare